Un băiețel își întreabă mămica: de ce plângi? Pentru că sunt femeie. Nu înțeleg, zice micuțul. Mămica îl îmbrățișează și îi spune: și n-ai să înțelegi niciodată. Mai târziu copilul își întreabă tatăl: de ce plânge, mămica? Nu știu nici eu. Toate femeile plâng fără motiv, a fost tot ce i-a putut spune tatăl. Devenit adult, băiatul îl întreabă pe Dumnezeu: Doamne, de ce plâng femeile atât de ușor? Și Dumnezeu răspunde: când am făcut femeia, ea trebuia să fie o ființă deosebită. I-am făcut umerii destul de puternici să poarte pe ei toată greutatea acestei lumi și destui de moi ca să fie confortabili. I-am dat forța de a da viață și cea de a accepta respingerea cu care o tratează adesea propriei copii. I-am dat forța care îi permite să continue când toată lumea abandonează. Forța de a avea grijă de familie în pofida bolilor și oboselii. I-am dat sensibilitatea de a-și iubi copiii cu o dragoste necondiționată, chiar și atunci când ei o rănesc cumplit. I-am dat forța de a-și suporta soțul în căderile sale și de a-i rămâne alături cu aceeași tărie. Și în fine, i-am dat lacrimi să plângă atunci când simte nevoia. Vezi tu, fiule, frumusețea unei femei nu constă în veștimentele pe care le poartă, nici în chipul ei, nici în coafura ei. Frumusețea unei femei stă în ochii ei. Ochii ei! Aceasta e poarta către inima ei, locul unde se adăpostește dragostea. Și adesea, lacrimile ei sunt cele prin care poți să-i zărești inima.